Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Pixel Albastru. Avem o seară frumoasă, o seară în care pare că spiritele s-au mai potolit puțin așa. Mă refer mai ales aici la spiritele acestea tensionate din cauza ploii și a vremii nefavorabile. Ori acum e atât de frumos afară și mă gândesc că am putea ieși la o plimbare în seara aceasta cu toții, dacă am fi să ne dorim acest lucru. Până una alta, eu o să vă detaliez acum câteva subiecte pe care le-am regăsit pe plan local și care sper să vă stârnească interesul. O să încep mai întâi, cum v-am obișnuit în ultimele zile, cu subiectul de pe plan internațional, respectiv Ucraina, întrucât a apărut o informație nouă, o informație care cred eu că face cu siguranță obiectul de interes a tuturor cetățenilor României și a lumii, până la urmă, ai lumii. Ucraina și Rusia au convenit, iată, asupra unui plan de returnare sub autoritatea ucrainiană a navelor militare și a vaselor comerciale din peninsula Crimeea, regiunea anexată, știți bine, de Federația Rusă în contextul crizei de la Kiev, de fapt post-criza crizei de la Kiev. Rusia acum începuse din luna aprilie predarea navelor militare și comerciale ucrainiene, dar cele două părți au stabilit abia acum un plan detaliat care să pună bine la punct această strategie, adică în felul acesta să se asigure practic continuitatea relațiilor bilaterale dintre cele două țări. Un lucru surprinzător, zic eu, în contextul în care criza din estul Ucrainei cu respectivii insurgenți proruși care încearcă să declanșeze un război civil este din ce în ce mai accentuată, astfel încât se părea că Rusia și Ucraina au niște relații extrem de tensionate, relații care nici într-un caz nu ar putea duce spre vreun acord, semnarea vreunui acord bilateral, întrucât ambele state se acuză reciproc de violențe și de intrigi împotriva o țară împotriva cetățenilor ruși și cealaltă împotriva cetățenilor ucrainieni. Ori vedem că începând de astăzi aceste două țări au stabilit un plan bilateral foarte bine detaliat prin care se stabilește că echipajele ruse vor aduce navele în apele internaționale în largul portului Sevastopol, iar de acolo navele vor fi preluate de autoritățile ucrainiene și duse ulterior în port la Odessa. Conform planului, Rusia ar urma să predea Ucrainei aproximativ 70 de nave militare și comerciale. Așadar, în condițiile unui potențial viitor război în estul Ucrainei, vă dați seama că acele nave militare ar conta foarte mult, mai ales că conflictul a escaladat foarte mult și în regiunea Odessa, chiar în zona portului, nu? Unde vor fi întoarse respectivele nave. De aceea mă gândesc că această atitudine a Rusiei de a fi de acord să semneze acest plan detaliat care să trimită înapoi toate navele de război ucrainiene și comerciale, bineînțeles, arată faptul că această țară nu este neapărat interesată de un război, în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă să hărțuiască, aș spune eu, Ucraina cu alimentarea acestui conflict din interiorul țării, al acestui război civil, nu? Între separatiștii proruși și autoritățile ucrainiene. Până la urmă, pare să că asta le convine rușilor cel mai mult. Această hărțuire, care pe plan internațional, vă dați seama, creează atât de multă vâlvă și toți ochii sunt ațintiți pe estul Ucrainei, iar de bună seamă că Ucraina nu o duce deloc bine din punct de vedere economic, în condițiile în care inflația acolo este la ea acasă, prețurile au crescut la aproape toate produsele, mai ales la carburanți, unde am înțeles că s-a mărit cu aproximativ o treime, informațiile pe care le am eu față de cât era anterior. Iar acum ucrainienii se tem că vor rămâne și fără gaz la iarnă, deocamdată e cald și plăcut afară și nu-și pun această problemă foarte
nu-și pun această problemă foarte urgent, însă la iarnă vă dați seama, dacă ar rămâne fără gaz Ucraina, aș vrea să văd și eu cum ucrainenii care locuiesc în blocuri și în case, în vile moderne, cum o să se încălzească ei cu lemne, așa cum la noi în țară se mai practică în multe zone. Și pe acolo se mai practică, în mediul rural, dar în mediul urban mă tem că oamenii au uitat să se încălzească cu lemne și de aceea le-ar fi aproape imposibil să facă acest lucru la iarnă, când Rusia s-ar putea să nu mai livreze gaze Ucrainei dacă această țară nu își va plăti datoriile din urmă, după care să plătească gazul la un preț mult mai mare decât a făcut-o până acum. Cam atât am avut de spus în acest sens, stimați spectatori, să lăsăm acum Ucraina deoparte și să vorbim despre subiectele noastre pe plan local. Cele de pe plan național nu ne mai interesează. Scandalurile între Ponta și Băsescu iarăși nu ne mai interesează. Faptul că Băsescu s-a afișat alături de un partid politic și face campanie electorală acelui partid iarăși nu ne interesează. Faptul că Ponta apare și el și face campanie electorală, bineînțeles, partidului din care face el parte, asta n-ar fi chiar atât de grav ca în cazul lui Băsescu. Din nou, repet, nu ne interesează nici acest aspect, cel puțin nu mă interesează pe mine. Iar dacă nu mă interesează pe mine, vrând nevrând, nu o să vă intereseze nici pe dumneavoastră, pentru că nu o să pun în discuție acest subiect. Aveți suficient de multe sloganuri electorale prin oraș și în drum spre Iași, chiar în municipiul Iași, așa încât dacă vreți să le analizați, să le întoarceți pe toate părțile, să le studiați, n-aveți decât să o faceți. Eu vă spun sincer că am lucruri mai bune de făcut. Cum ar fi să vă vorbesc despre acest subiect pe care l-am în față și care se referă la comerțul ambulant din Pașcani, care va fi interzis în centrul orașului, de fapt care a fost deja interzis în ultima ședință de Consiliu Local în centrul orașului. Despre ce este vorba? Despre toți comercianții ambulanți care nu mai au voie să vândă niciun fel de marfă pe străzile din centrul municipiului, în urma, cum vă spuneam, unei hotărâri aprobate de consilieri locali săptămâna trecută. Este vorba despre noul regulament al comerțului stradal modificat de aleșii locali în ultima ședință, a cărui interdicții sunt valabile pe străzile Moldovei, strada Ștefan cel Mare, adică de la semafoare și până la spitalul municipal de urgență. Și inclusiv pe esplanada din zona Vale este interzis comerțul stradal. Sunt vizați mai ales comercianții de flori și obiecte artizanale, ca să fim mai concreți, cu excepția zilelor municipiului Pașcani și zilelor de 1 martie, de 8 martie, când, bineînțeles, se vor acorda niște dispensii acelor vânzători ambulanți și ne vom putea, până la urmă, bucura de o ofertă mai diversificată de produse, ca să nu spunem că avem parte numai de produse cumpărate din magazine care sunt scumpe și ne ustră la buzunare. Municipiul Pașcani are acum, după cum vedeți, consilieri locali care se gândesc așa la binele, să spunem, celor care au magazine în zona centrului Pașcanului, pentru că altfel nu-mi explic de ce ar fi dat această hotărâre de Consiliul Local. Eu personal nu o găsesc atât de benefică pentru cetățeanul simplu de rând al Pașcanului, pentru că dacă nu ai o ofertă diversificată, mai ales în condițiile în care într-un magazin florile sunt foarte scumpe, produsele artizanale sunt foarte scumpe, nu ai o ofertă diversificată, atunci nu că n-ai de unde alege. Poate că ai de unde alege, dar parcă nici nu-ți vine să mai ieși la cumpărături când știi că îți dai salariul câștigat pe o zi întreagă pe un buchet de trandafiri, de exemplu. Dar poate că exagerez acum, nu? Să nu mă iau în cap și să încep să vă vorbesc despre prețurile florilor și a obiectelor de artizanat, pentru că nu le cunosc chiar în detaliu. Oricum, ideea este că mie mi s-ar fi părut mult mai oportună creșterea prețului pe metru pătrat închiriat în zona din centrul orașului pentru comercianții respectivi și în felul acesta s-ar fi câștigat mai mulți bani la bugetul local și ar fi dat șansa oricărui comerciant care crede că va putea desfășura o afacere acolo, va putea vinde câteva găleți cu flori într-o singură zi, să-și desfășoare activitatea, nu? Și să facă și el un ban. Dar, vedeți, gândurile consilierilor locali de la noi din Pașcani diferă cu mult de gândurile mele, de exemplu. Ce să vă mai spun? Că noul regulament privind comerțul stradal va intra în vigoare abia peste câteva zile, deci nu chiar de astăzi a intrat în vigoare, ci în cel mai scurt timp va intra în vigoare.
imediat după controlul de legalitate al prefecturii Iași. Adică undeva la sfârșitul săptămânii nu o să mai vedem comercianți cu flori prin zona centrului Pașcanului, iar dacă îi vom vedea, atunci va fi pentru scurt timp până îi va repera cei de la polițiștii noștri municipali, care cu siguranță îi vor sancționa corespunzător. Trec mai departe acum și vă vorbesc despre mârzasca cea plină de gropi după ploaie. Localnicii spun că respectiva stradă arată ca acum 100 de ani. Aveți o poză în imagine aici, dacă colegul meu va binevoi să o afișeze, în care arată într-adevăr această stradă ca după un bombardament. Asfalt se vrea pe această stradă, asta a propus un consilier local în ședința de Consiliu Local de săptămâna trecută, însă de la teorie la practică e un drum lung, vă spun eu. Personal nu cred că va fi posibil asfaltarea acestei străzi anul acesta, oricâte fonduri ar salva primăria Pașcani, ar economisi. Ideea e că după fiecare ploaie torențială, această stradă arată atât de jalnic încât nu-ți vine să mai treci pe acolo. Iar dacă mergi cu un copil mic de mână, nici nu știi pe unde să te ferești, ca să nu, aproape că îți vine să-l iei în brațe, ca să nu-l vezi picat în groapă. Consilierul Marius Pintilie este cel care a propus administrației locale ca în acest an să nu mai fie organizată sărbătoarea orașului, respectiv zilei municipiului Pașcani, pentru că oricum va fi petrecerea aceea organizată de cei de la Radio Zoo. Dacă nu ați aflat până acum, o aflați acum de la mine, va fi în weekendul dinaintea zilelor Pașcanului. De aceea, consilierul Marius Pintilie a propus ca în locul zilelor Pașcanului, care să nu mai aibă loc, să fie asfaltată strada Mârzasca. Da, e o propunere interesantă, zic eu, o propunere la care eu ader, ce-i drept, dar sunt puțin sceptic în privința fondurilor de asfaltare a acestei străzi Mârzasca. Chiar cred că va fi nevoie de mai multe miliarde de lei decât costurile aferente desfășurării zilelor Pașcanului pentru a asfalta această stradă. Oricum, o vom trăi și vom vedea dacă consilierii vor până la urmă hotărâ că această stradă va fi sau nu asfaltată. Cei drept, edilul Pășcăneanu a precizat că lucrările de asfaltare a străzii Mărzasca vor fi cuprinse pe lista de investiții pentru anul 2015. Adică mai au de așteptat localnicii din zonă încă un an. Deocamdată nu se știe de unde vor fi luați banii, dacă vor fi primiți de la guvern sau vor fi cheltuiți din bugetul local. Deocamdată, cu zilele Pașcanului, situația rămâne în vigoare, adică vor avea loc zilele Pașcanului. Nu s-a hotărât întreruperea acestora sau, cum să zic, suspendarea lor pentru anul acesta, datorită petrecerii show-ului acesta pe care îl promit cei de la Radio Zoo. Și pășcănenii vor avea parte practic de două weekenduri, două sfârșituri de săptămână în care vor dansa, vor chiui și vor asculta muzică din plin alături de mari vedete din show business românesc, dacă le putem numi așa. Pentru mine, nu știu, mi s-a denigrat complet conceptul de vedetă în România, pentru că orice mă abțin să vă mai spun câteva cuvinte care pot părea ofensatoare la adresa vedetelor din România. Vreau doar să spun așa, punând-o acum într-un mod eufemistic, orice persoană din țara aceasta care în chip îndoielnic a ajuns peste noapte la televizor este considerată acum vedetă și dintr-o dată chiar și vocile acelea care cântă mereu în surdină, care practic fac, cum să zic, scapă termenul acum, nu cântă live, practic cântă pe înregistrare, înregistrarea pe bandă. Toate cele vedete sunt încă considerate în vogă la noi în țară. Eu personal cunosc foarte puține formații care reușesc să susțină concerte live la noi în țară și să fie acele concerte la înălțimea așteptărilor publicului. Există, e adevărat, multe formații care susțin concerte live, dar oricum de o calitate îndoielnică. Cele câteva formații care susțin la noi concerte, care să îți ridice părul pe mâini datorită vocii lor autentice, a soliștilor, ei bine, pe aceea le poți număra, cred eu, pe degetele de la cele două mâini. De aceea, cum să vă spun, stăm destul de prost la capitolul ăsta, dar
Stau și mă gândesc așa, ce trebuie pășcăneanului mai mult de mici și bere și vată de zahăr, nu? Pentru copilaș, ca să se simtă bine și să vadă țopăind o paiață, așa, ca să-i spun tot așa, într-un termen eufemistic, o paiață pe scenă, mai mult sau mai puțin dezbrăcată, nu? Să-l facă să se simtă bine, să facă să simtă el buricul pământului și să creadă că aici, în Pașcani, cine știe ce se întâmplă și cine știe ce atmosferă este raportat la restul țării. Eu zic că e mai mult o amăgire, așa, un fel de îndulcire a unei venin pe care îl avem cu toții, cred, în suflete și în gânduri, datorită faptului că șomajul la noi este foarte ridicat în comunitate, nu doar șomajul, dar sunt atâtea persoane care nu au niciun fel de venit și care o duc foarte greu, abia trăiesc de pe o zi pe alta și lipsa locurilor de muncă, nu mai zic în rândul tinerilor, dar și în rândul persoanelor adulte, care tocmai și-au pierdut locul de muncă, e o realitate atât de crudă pentru pașcani. Să nu mai vorbim de emigratul pășcănenilor în alte țări, plecatul la muncă în străinătate, pentru că dacă vorbim și despre lucrurile acelea, deja ne întristăm complet. Mă uitam astăzi pe aici, prin centrul orașului, înainte să vin la emisiune, strada era pustie. Și mă gândeam, ia uite ce stradă frumoasă, ce pavele, cu pavele și n-are cine umbla pe ele. Ca să fac și o rimă acum, spre finalul primei părți a emisiunii. Așadar, stimați telespectatori, ce trebuie mai mult pășcăneanului nostru de rând decât să vadă așa un spectacol din acesta, aș spune chiar ieftin, ca să nu fiu, cum să zic, prea răutăcios în seara aceasta. Dar oricum, un spectacol din acesta, așa, mai superficial decât am fost noi obișnuiți, sau mai degrabă decât au fost părinții noștri obișnuiți în perioada de înainte de 1989. Mi-amintesc când povesteau părinții despre Cenaclu Flacăra, care veneau și umpleau cei din Cenaclu Flacăra stadioane întregi și tot publicul era cu brichetele aprinse la diverse melodii, melodii cu minți, melodii frumoase, melodii pentru care, ca să trezești spiritul acesta de esență al unui public, să miști sufletul publicului, nu trebuia să pui pe scenă niciun fel de paiață care să zbur de pe acolo pe jumătate dezbrăcată, dacă nu chiar complet dezbrăcată, nu? Ca să trezești un astfel de sentiment, ci dimpotrivă. Erau versurile cele care făceau atmosfera și erau până la urmă și structura acelor oameni din acea perioadă care încercau până la urmă să culturalizeze un neam, așa cum o făceau ei, așa cum o făcea Păunescu și toți soliștii pe care el îi aducea. Mai bine sau mai inspirat sau mai puțin inspirat. Deși eu zic că o făcea destul de inspirat. Oricum, și el poate fi criticat, nu? Ce-i drept. Dar în niciun caz nu se folosea de subterfugii din acestea vestimentare, nu? În ceea ce privește fetele tinere, care să discrediteze până la urmă neamul acesta în care trăim și să ne facă așa, să ne simțim uneori, cel puțin pe mine, cum că ne vindem foarte ieftin. Ne vindem esența noastră ca neam ieftin, nu? În momentul în care ne place să ne distrăm, să ne simțim bine în compania unor melodii atât de superficiale și a unor prezențe scenice, nu le mai cataloghez eu cum, dar oricum cel puțin la fel de superficiale ca versurile melodiilor. Dar ideea e clară, da? Vom avea 2 weekenduri în luna iulie, cu distracție la maxim, cum ne promit autoritățile locale. Au de ce se bucura pășcănenii timp de 2 săptămâni la rând. Totul merge frumos, strun în comunitatea aceasta. Oamenii muncesc atât de greu și atât de mult au de muncă încât au nevoie neapărat de 2 săptămâni de distracție la maxim în compania micilor berii și a vedetelor care vor urca pe scenă. Nu o spun neapărat ironic, o spun așa cum este. Până la urmă, cei care se simt bine, cei care nu, la fel de bine. Trec mai departe acum și vreau să vă vorbesc despre Spitalul Municipal, adică un subiect dintr-o cu totul altă sferă de interes decât distracția. Acolo nu prea e vorba de distracție atunci când pacienții ajung la secția de primiri urgențe, care a fost luată cu asalt, iată, de zeci de pacienți după vacanța de 1 mai. Nu? Surpriză! Ce s-a întâmplat?
Fiind primele zile ale lunii, când anumite controle se fac gratuit, zeci de bolnavi au venit să-și facă ecografii sau radiografii. Deci nu e vorba neapărat de secția de urgențe, de primiri urgențe, din fericire. M-am grăbit eu așa cu presupusul. Ideea e că nu, numai câteva ore au fost făcute 80 de investigații din acest, de acest gen, pentru că ele sunt gratuite la fiecare început de lună. În special, persoanele de vârsta a treia au fost cele care au așteptat în fața cabinetelor și cele mai multe dintre ele având, evident, bilet de trimitere de la medicul de familie pentru a beneficia de această gratuitate. Și pentru ambulatoriul de specialitate. Și pentru că ambulatoriul de specialitate, pardon, a fost închis în cele 4 zile de vacanță, dimineața holul era plin de oameni, în fața fiecărei uși, zeci de pacienți și așteptau liniștiți, sau mai puțin liniștiți, rândul pentru a intra la consultații. Să sperăm că nu le-au făcut chiar capul calendar personalului medical de la Spitalul Municipal Pașcani acești pacienți și că medicii au mai avut suficientă putere să înceapă o nouă zi și pe... și să, adică au suficientă putere să înceapă o nouă zi și mâine, atunci când vor trebui să fie din nou la lucru, nu? Și să investigheze următoarea serie de pacienți care vor veni la consultații. Mai departe, primăria nu mai face controle la ajutoarele de încălzire, sună o altă știre de pe newspașcani.ro. Anul trecut au fost găsiți 1200 de beneficiari cu declarații false. Ia auziți, dacă anul trecut au fost depistate nereguli în peste 1200 de dosare, citim aici, cei care au declarat falsuri în documente și au încasat bani legali, în acest an, datorită restricțiilor de la depunerea dosarelor, nu au mai fost surprize de acest gen. Și despre ce fel de surprize este vorba, o să vedeți într-un material video dacă vreți să-l vizionați pe newspașcani.ro. Ideea e că frica de control și neregulile găsite anul trecut, atunci când s-a făcut o anchetă socială în legătură cu ajutorul bănesc primit din partea primit de la bugetul de stat, i-a făcut pe unii cetățeni pășcăneni să renunțe la a mai depune dosare pentru ajutorul de încălzire. Astfel, comparativ cu perioada 2012-2013, nici măcar jumătate din numărul celor care își depuneau dosarul anterior nu au mai avut nevoie de ajutor bănesc de încălzire. Să presupunem că acele persoane acum, în mod ipotetic, trăiesc mai bine anul acesta. Au locul de muncă, au suficienți bani încât să se încălzească, nu? Cu fonduri proprii. Asta am deduce noi din ceea ce se petrece, ceea ce s-a petrecut în această iarnă. Actele justificative solicitate la depunerea dosarelui datorită nu au mai existat în cazul acestor persoane, de aceea nici dosarele nu au mai existat, iar primăria a rămas în buget cu mai mulți bani, pentru că, așa cum vă spuneam, cei necinstiți care primeau acest ajutor fără să merite cu adevărat s-au mai împuținat, ceea ce este de bun augur, zic eu. Menționăm că pentru sezonul rece, noiembrie 2013-martie 2014, mai scrie aici în articol, au fost noutăți pentru cetățenii care au solicitat ajutor pentru încălzire. Printre ele se numără și subvenții pentru încălzire electrică, pe lângă cea cu lemne sau gaze naturale. Mai mult, primăria Pășcani a încheiat un protocol de colaborare cu administrația financiară sau APIA. Așadar, stimați telespectatori, această știre este pentru persoanele care erau frustrate, zic eu, că până acum foarte mulți din vecinii lor sau dintre cunoscuții lor primeau ajutor de încălzire fără să merite cu adevărat acest lucru. Iată că anul acesta nu s-a mai întâmplat acest fapt, deoarece actele justificative care trebuiau depuse la dosar au fost număr mare și deloc ușor de procurat. De aceea, stimați telespectatori, poate că e un motiv să ne bucurăm că în Pașcani totuși e o selecție mai riguroasă în raport cu cei acelor care beneficiază și care vor beneficia, care au beneficiat și care vor beneficia de acum încolo de ajutorul de încălzire. Cam atât am avut să vă spun, stimați telespectatori, pentru prima parte a emisiunii. Luăm acum o pauză publicitară de câteva minute, după care revenim cu subiecte proaspete din plan local. Când e gata.
era la telefon? Era Nica, dar a zis că nu vine și-mi lasă mie părția lui. Cosa Rom. Savurează diferența. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegetonplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tonplast, pentru un cămin fericit. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Florimer, aproape de casă. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Cărucioare sport pentru copii cu husă de toamnă și husă pentru ploaie, la numai 99 de lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Autotranscom, cel mai nou serviciu auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Mecanică, geometrie roți 3D, îndreptat jante, verificare amortizoare, diagnoză autocomputerizată, inspecție tehnică periodică pentru turisme și camioane, reparații camioane, vulcanizare turisme, camioane și utilaje agricole. Magazinul de piese auto și scule mecanice vă stă la dispoziție cu o gamă diversificată de componente. Am înființat pentru confortul șoferilor depozit zonal de anvelope pentru turisme și camioane.
Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Bună seara din nou, stimați telespectatori, pentru cea de-a doua parte a emisiunii Pixul Albastru. Avem suficient de multe subiecte cât să vă stârnească interesul pentru cea de-a doua parte a emisiunii, dacă veți dori să rămâneți alături de mine. Vă voi vorbi acum despre acțiunile polițiștilor pășcăneni pe râurile din zona noastră a Moldovei. Iată că aceste acțiuni continuă. Amenzi usturătoare sunt date în continuare de polițiști celor care pescuiesc fără a deține permis de pescuit nu valabil pe anul în curs în râurile din zona Moldovei. De această dată un control a fost efectuat în cursul zilei de ieri de polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Pașcani, undeva în zona pe cursul râului Moldova. Nu ni se precizează în articol exact unde, dar oricum ideea e că e pe Moldova și nu e pe Siret, cum a fost razia anterioară. Ocazie cu care au fost controlate 5 autovehicule, 2 atelaje HIPO, fiind legitimate în total 9 persoane. Iar din cele 9 persoane, polițiștii au aplicat 8 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1100 de lei. Cu alte cuvinte, stimați spectatori, aveți grijă dacă mergeți la pescuit pe râurile de aici din zonă, Moldova, Siret și altele, pentru că s-ar putea să vă treziți cu niște amenzi usturătoare întrucât nu dețineți permis de pescuit vizat pe anul în curs sau nu dețineți deloc permis de pescuit. Asta printre cei, asta dacă există printre dumneavoastră, din aceia care obișnuiesc să pescuiască și nici n-au auzit de permis de pescuit. Cum sunt eu, de exemplu, merg câteodată din an în paș pe Siret să pescuiesc și mergeam, de fapt, să pescuiesc și abia acum îmi dau seama că trebuia să am permis care să îmi permită să fac acest lucru, de aceea nu o să mai merg eu prea curând pe Siret, probabil că o să merg în Delta Dunării la un moment dat, iubesc acest sport, pescuitul, dar din lipsă de timp, deocamdată o să mă mulțumesc cu privitul pe YouTube al partidelor de pescuit, așa, sau o să pescuiesc în cadă, eventual o rățușcă, dacă o să-mi fac, cum să zic, timp și pentru asta. Mai departe, o altă știre care mi se pare interesantă e legată de cei doi tineri care, dacă vă amintiți, vă spuneam eu săptămâna trecută că au încercat să jefuiască o doamnă pe esplanadă undeva în cursul dimineții, chiar în apropierea sediului poliției municipale. E bine, acei doi tineri din localitatea Roman sunt ei deloc, unul de 26 de ani și unul de 33 de ani, au fost arestați astăzi pentru 30 de zile. Cu alte cuvinte, magistrații și-au făcut treaba în cazul lor în mod exemplar. Vedeți, băieți, ați încercat să jefuiți o pășcăneancă, n-ați reușit, în chip penibil ați ratat și acum veți sta 30 de zile în arest, ulterior cel mai probabil vor fi prelungite aceste 30 de zile până când veți fi încarcerați și veți petrece în închisoare vreo câțiva ani buni datorită nesăbuinței sau mai pe șleau spus prostiei voastre de a comite acest gest în plină zi, chiar lângă sediul poliției municipale, având în vedere că în zona vale sunt și camere de luat vederi pe care voi oricum nu le știați, da? Și datorită proastei inspirații, nu? De a încerca să jefuiți o doamnă care a fost extrem de dârză și care nu s-a lăsat prea ușor pradă violenței voastre. Oricum, eu mă bucur că s-a petrecut acest lucru, adică faptul că acești tineri au fost prinși foarte ușor și că n-au reușit până la urmă să jefuiască pe această femeie, întrucât asta ne dovedește încă o dată atât vigilența polițiștilor pășcăneni, cât și operativitatea lor, evident, cât și faptul că aici în Pașcan nu e atât de greu să jefuiești pe cineva. Vedeți, avem femei din acestea dârze care, știind că ele câștigă numai 800 de lei pe lună sau 1000 de lei pe lună, nu-și lasă prea ușor geanta din mână. Știind că au copii de hrănit acasă, că au un soț de întreținut, Doamne ferește, în cazul în care el nu muncește, sau că mai au și părinți bolnavi, nu lasă geanta din mână nici dacă o ameninți cu pistolul sau cu cuțitul. Până la moarte cu geanta în mână. Cam asta pare să fie deviza lor. Evident, exagerat
de mine, dar un sâmbure de adevăr trebuie să existe aici, din moment ce acea doamnă în vârstă, parcă așa țin minte, da, ea, Pășcăneancă de 52 de ani, iată, nu în vârstă, dar oricum, o doamnă respectabilă, nu a cedat violențelor unor zdrahoni din acestea, nu? Unul de 33 și unul de 26 de ani. Da, nu mai are sens să mai comentez. Ideea este că un alt act de violență a fost comis astăzi în partida dintre Biruința Miroslovești și Topile, echipa de fotbal din Topile, într-un meci din Liga a 5-a, adică dintr-o ligă din asta despre care n-aude nimeni la știri, decât în măsura în care se comite un astfel de gest violent, când iată un arbitru central a fost lovit cu pumnul în plină față de către un suporter, asta după ce el încercase să aplaneze un conflict între suporteri și arbitru de pe margine. Știrea o găsiți nu doar pe newspașcani.com de această dată, ci o regăsiți și pe ziarul de Iași, dacă vă vine să credeți, acolo unde în titlu sună cam așa. Un arbitru din Pașcani a fost confundat cu un cartof pe terenul de fotbal. Nu știu de ce au făcut ei acest titlu, dar oricum, ideea este că știrea deja are destul de mare priză la public, dacă a ajuns și pe ziarul de Iași. Îl vedeți în imagine pe respectivul antrenor, pare așa puțin turmentat numai din fotografie. Să sperăm că el și-a revenit ușor și că nu a rămas cu sechele în urma acelei lovituri. Cel mai probabil respectiva echipa gazdă, Biruința Miroslovești, va pierde meciul cu 3-0, cel puțin așa declară președintele AJF Iași, Sorin Boca, care ne-a declarat faptul că a fost informat despre acest incident și că mâine va primi foaia observatorului cu ceea ce s-a întâmplat cu adevărat la Miroslovești. Oricum, un meci din Liga a 5-a, un meci de care n-aude nimeni, un meci pe care nu-l filmează nimeni, nici măcar rudele celor care joacă meci. Iată că auzim noi acum despre el datorită acestui incident nefericit, care până la urmă plasează Pașcaniu, iată, pe harta violențelor, datorită acestui conflict nemai auzit ce-i drept până acum, în care un antrenor de fotbal, un arbitru de fotbal a fost lovit cu pumnul în primă față, în plină zi, în plin meci de fotbal, adică era un fel de pauză. Evident că el a oprit meciul, nu știu dacă e chiar atât de evident, dacă stau bine să mă gândesc, a oprit meciul, n-a mai vrut să continue, susținând că e amețit și nu mai poate continua să arbitreze și, cum vă spuneam, cel mai probabil Biruința Miroslovești va pierde acest meci datorită faptului că n-a fost în stare să ofere protecție arbitrului și astfel suporterii violenței acestei echipe l-au agresat pe respectivul individ. Nu că ar fi o știre asta care să ne aducă pe noi, cum să zic, în culmea extazului, dar oricum, e o știre destul de interesantă, nu prea auzi în fiecare zi de arbitrii din Liga 5-a agresați de suporteri. Nu credeam că există suporteri atât de înfocați în Liga 5, auzi, o ligă din asta uitată de, parcă uitată de lume undeva, două echipe din fundul satelor care joacă și ele ca pe Maidan, cum jucam odinioară noi copiii, și arbitrii sunt în asemenea fel tratați. Nu te așteptai, să fiu sincer. Hai să zici Liga 3, Liga 2 și Liga 3 mi se părea oricum deplasat. Liga 2, Liga 1, da, să spui că ar fi fost un eveniment. Așa, Liga 5, niște oameni de la țară care probabil nici n-au auzit de bunele maniere, au tăbărât cu pumnii pe săracul arbitru pășcărean. Se mai întâmplă, iată, nu? De data aceasta s-a întâmplat cu un arbitru pășcănean. Nu mai are sens să mai lungesc prea mult vorba. Ziua comunii sărbată la Todirești, cu cântec, joc și voie bună. Așa ne se detalează într-un alt articol, tot pe newspașcani.com prezentat, unde ni se spune că și cu mic, cu mare, localnici au sărbătorit duminică ziua comunei Todirești, atmosfera fiind întreținută de Fuego, Nemuritorii, Mario Buzoianu, Cronos, Jet Apostolache și De Marco. Petrecerea având loc în centrul localității, acolo unde de 7 ani administrația locală împreună cu primarul Vasile Buzat organizează zilele comunei. În deschiderea evenimentului a avut loc un program artistic susținut de elevii școlii din Todirești,
care, eveniment care s-a încheiat la un moment dat cu un foc de artificii. Rog pe colegul meu să pună puțin imaginea, am mărit puțin imaginea, că au cei de pe newspașcam.com au mai multe fotografii aici care să ne arate cum au decurs zilele comune. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu ați fost acolo prezenți, ia uitați ce mare de oameni a fost acolo. Cu siguranță la zilele Pașcanului va fi ceva similar, oricum de proporții mult mai mari. Ideea este că știe lumea să se distreze și la sat, chiar dacă duminica a fost ploaie, a fost o vreme mai urât, așa vedeți lumea acolo cu umbrele. Totuși, artiștii par să fi adus lumea număr destul de mare. Ia uitați și pe Fuego, care nu-și mai încape în blugi. Nu știu dacă colegul meu a luat imaginea prea repede. Stați să măresc puțin aici, că am găsit o poză interesantă. Nu l-am mai văzut niciodată pe Fuego în postura asta, să nu-și mai încape în blugi. Ia uitați. Pare să că are un gabarit destul de serios în ultima perioadă. Probabil s-a îngrășat așa din hibernarea de iarnă. Iar acum, în preajma verii, va trebui să dea din kilogramele acumulate pe timp de iarnă, nu? Să dea jos cât mai mult din ele, ca să arate din nou în formă. El era mereu bucălat așa la față, dar, sincer, nu credeam că și la corp e atât de îndesat. Nu mai are sens să vorbesc nici despre el acum, să vă spun despre faptul că cetățenii din Blăgești strigă cu disperare, potrivit unui jurnalist tot de pe newspașcani.com, că nu au apă potabilă și că Blăgeștiul, ca suburbie a Pașcanului, aparține de Pașcani, drept pentru care izvoarele de pe raza localității sau fântânile cu apă potabilă pentru animale și pentru cetățeni sunt dezafectate și trebuie găsită o soluție de către administrația locală pășcăneană tocmai pentru a remedia această situație. Da, mai multe n-are sens să vă mai comentez. Acum să vă mai spun doar atât, că polițiștii au stabilit identitatea șoferului care a accidentat mortal un bărbat găsit pe o stradă din Blăgești. Eu personal nu știam că, tot pe newspașcan.com găsim și această știre, nu știam că a fost accidentat un bărbat mortal pe o stradă din Blăgești, dar iată că am citit în articol și am văzut că așa s-a întâmplat în cursul serii trecute. Ori respectivul bărbat, stimați telespectatori, care a accidentat mortal un alt bărbat, a fost prins abia astăzi. El nu și-a recunoscut inițial fapta, dar ulterior, pus în fața unor evidențe clare de către polițiștii pășcăneni, a spus că a trecut peste un bărbat care stătea în mijlocul șoselei cu tolănit pe spate cu sticla de bere lângă el. Ceea ce, haideți să fim serioși, pare o poveste cu sută cu ață albă. Și chiar să fi fost și așa, stimați spectatori, stau și mă gândesc ce fel de om trece peste un trup omenesc, chiar și întins cu sticla de bere în mijlocul șoselei cu mașina și nu se oprește ulterior îngrozit de situație să-i ofere acelui om primul ajutor. Merge în continuare spre destinația sa, nepăsător așa, cu gândul că poate omul ăla a murit, poate nu, nu-l interesează asta pe el. Iată, niște lucruri cu adevărat șocante, pe care îmi dau seama acum că ne apropie mai mult de regnul animal decât de natura noastră umană, care ar trebui să fie una fundamental creștină. Cam atât am avut de spus, stimați telespectatori, pentru această seară. Vă doresc să aveți în continuare, să petreceți în continuare un timp frumos, plăcut, alături de cei dragi. Nu uitați că veți rămâne acum în compania știrilor Infobit, iar noi ne revedem mâine de la aceeași oră, 21:36. La revedere!